Începând cu acest an, elevii vor beneficia de bursă plătită din bugetul de stat. În acest sens, prin legea bugetului de stat, au fost alocate 536 de milioane de lei, dublu sumei totale acordate anul trecut de către autoritățile publice locale pentru plata burselor școlare. Mai mult, prin hotărârea de guvern 1064 din 2020, Guvernul României a stabilit cuantumul minim al burselor la valoare de 100 de lei, aprobat și asigurat din bugetul de stat, cuantum care poate fi majorat de autoritățile locale din bugetele proprii. Având în vedere că administrațiile județene ale finanțelor publice au inițiat deja procesul de repartizare a acestor sume către autoritățile locale, unitățile de învățământ au obligația să solicite în cel mai scurt timp sumele necesare pentru ca elevii să intre cât mai curând în posesia drepturilor acordate. De asemenea, toate consiliile locale vor respecta prevederile hotărârii de guvern 1064 din 2020 și vor adapta hotărârile proprii prin care este asigurat cuantumul minim garantat de 100 de lei pentru toate tipurile de burse, de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social.